Textul la capitolul 6 și o să citim de la versetul 10, continuăm apoi în capitolul 7 până la versetul 14. Eclesiastul, capitolul 6, începând cu versetul 10, cuvântul spune astfel. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea, căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele, căci o crotire dă și înțelepciunea, o crotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el până aici cuvântul Domnului. Amin. Lumea și universul în care ne este dat să trăim sunt împărăția morții. În Psalmul 49, de la versetul 10, omului Dumnezeu declară astfel, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora avuțiile lor. Ei își închipuiesc că veșnicele vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din viac în viac, ei care dau numele lor la țări întregi, dar omul pus în cinste nu dăinuiește, ci este ca dobitoacele care se taie. Moartea funcționează după o lege care este mai rigidă decât însăși legea mezilor și a perșilor. Toți oamenii, în afară de Enoch, de Ilie, de cei care vor fi răpiți, bine, toți gustăm, au gustat și gustăm moartea, indiferent că ne așteptăm la aceasta sau nu, vine clipa în care răsună chemarea și nimeni nu poate spune nu. În urmă cu 10 zile am primit de dimineață, cred că era 7 dimineața, un telefon din România. Mama era la telefon, Mircea, cum sunteți? Mama, suntem bine. Mircea, trebuie să-ți spun ceva. Sora tatălui meu, o femeie care toată viața ei a luptat pentru sănătate. N-a fost medicament pe acest pământ care să-i facă bine și ea să nu fi reușit să-l obțină. S-a sculat de dimineață, a avut
aceeași organizare de dimineață ca în fiecare altă zi. Și în momentul în care a luat-o pe verișoara mea care are sindromul Down ca să o ducă unde verișoara lucrează. Când mătușa a dat cheie la mașină, a răsunat chemarea lui Dumnezeu. Și la chemarea aceea, salvarea, când a venit, n-a avut ce să facă. Medicii care erau acolo n-au avut ce să facă, medicamentele n-au ajutat cu nimic și mătușa mea a trecut în veșnicie. Pentru că atunci când răsună chemarea la moarte, nimic nu se poate interpune între tine și acea chemare și trebuie să o asculți. Moartea tu nu poți mitui. Oricât ai da, moartea nu se va îmbuna. Nu se va lăsa impresionată de nimic. Nu s-o reușești să o schimbi cu lacrimile care le verși. Când va veni momentul, va trebui să urmezi chemarea. Întreaga generație de oameni care noi facem parte o să pășească în veșnicie și Dumnezeu, în suveranitatea Lui, dacă nu va veni Hristos, va ridica o altă generație de oameni, dar eu și cu tine, când va răsuna chemarea, vom zice, da, trebuie să ascultăm. Asta este o lecție importantă pentru noi ca și credincioși, un lucru pe care trebuie să-l punem la inimă. Dar este o lecție și pentru cei care nu sunt întorși la Dumnezeu. Că, dragul meu, vreau să zic ceva. Nu te amăgi. Nu te amăgi. Când va răsuna chemarea, va trebui să asculți. Și va fi prea târziu atunci să mai cauți pe Dumnezeu. Țărână suntem, în țărână ne întoarcem. Eclesiastul, predicatorul, afirmă adevărul. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Să știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Dar nu doar spectrul morții ne stă înainte. Dacă moartea e undeva nedefinit în viitor, la ușa casei mele, la ușa casei tale, se aude astăzi o bătaie care răsună, o auzi, nu auzi, bătaia este acolo. Este un alt spectru hâd. Este vorba de suferință. Că dacă moartea este nedefinită în viitor, cândva, probabil, e bine, azi suferința îți bate la ușa casei tale. Cum nu poți să fugi de moarte, nu poți să fugi de suferință. În Iov 5:7, cuvintele Scripturii răsună implacabil. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Solomon a cunoscut și el suferința. Atât cât Scriptura ne lasă să înțelegem, pentru Solomon era suferința de a fi așa de înțelept, așa de înțelept cum nimeni n-a fost și nu va mai fi după el. Și totuși în toată înțelepciunea lui și-a irosit o bună parte a vieții. Era suferința de a fi introdus idolatria în poporul lui Dumnezeu. Și la finalul vieții, privind în urmă la ceea ce a făcut, la ceea ce a realizat, când descoperă nenorocirea care a venit în popor, se cutremură și își dă seama ce s-a întâmplat, dar este prea târziu să mai facă ceva. Este suferința de a cunoaște țepușul lui Dumnezeu. Pentru că n-a ascultat, Dumnezeu i-a ridicat vrășmași și când vrășmașii încep să-l cotropească, Solomon cunoaște suferința pedepsei din partea celor înalți. Este suferința de a se vedea la sfârșitul vieții, în fața morții, știind că timpul i-a trecut, că urmează să se întoarcă în țărână, că viața i s-a strecurat printre degete, de parcă nici măcar nu a fost. Și în fața acestor spectre hâde ale morții și ale suferinței, predicatorul pornește în textul pe care l-am citit, în primul rând, într-o căutare, după a afla cum este bine ca omul să trăiască puținele zile care le petrece pe pământ. El întreabă, căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră.
Dar căutarea lui este mult mai vastă. În al doilea rând, el vrea un pic de mângâiere și în versetul 12, partea a doua din capitolul 6, el întreabă: și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Iar în al treilea rând, se leagă de Dumnezeu, pentru că înțelege, în sfârșit omul înțelege, la finalul vieții înțelege. Viața, suferința, moartea sunt de neacceptat, sunt de netolerat, n-au niciun sens. Existența n-are niciun sens fără Dumnezeu. Și de aceea îndemnul lui este: uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. O, dacă știam asta mai repede, probabil e în mintea lui. O, dacă știam asta mai repede. Așa că cum e scris? Ca să o știm noi. Ca să o știm noi. Iar acest pasaj de Scriptură pe care l-am citit ne pune înainte două idei. Prima dintre ele este o idee care o să lovească la rădăcină mult din ceea ce noi credem în altfel. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în prima parte a ceea ce am citit că noi trebuie să acceptăm ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră. Noi trebuie să acceptăm ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră. Când Dumnezeu a creat omul, Dumnezeu a folosit țărână, a folosit pământ. Domnul Dumnezeu, îi se spune în Geneza, a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Și primul om, Adam, păcătuiește ca de neascultare față de Dumnezeu. Pedeapsa celui preanalt nu întârzie să se audă și este: în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Psalmistul privește la aceste fapte și rezumă în Psalmul 103 lucrurile, zicând, afirmând, căci El, Dumnezeu, știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprinde ea nu mai cunoaște. Deci Dumnezeu știe cât de limitat suntem fiecare dintre noi. El însuși așa a numit omul Adam, adică țărână. Și nu doar că suntem foarte limitați fiind țărână, dar mi se spune aici că noi nu putem să ne judecăm cu ceea ce este mai tare decât noi. Referința este cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu e un Dumnezeu puternic, un creator puternic. Autoritatea Lui se întinde peste ceea ce izbește privirea noastră și peste ceea ce nu vedem, peste lumea materială, peste lumea spirituală. Dumnezeu e în control, Dumnezeu e împărat, Dumnezeu e suveran și eu și cu tine n-avem dreptul să ne ridicăm împotriva Lui Dumnezeu și să comentăm, să ne revoltăm nici măcar în fața suferinței sau a morții. Eu am învățat bine lucrul acesta. În cazul lui a început să vină peste viața lui, averea dispare, familia dispare, sănătatea dispare, pe o grămadă de gunoi scăpinându-se cu un cioc, își dă seama că sunt neprihănit. De ce îngăduie Dumnezeu lucrurile acestea? Vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu, vreau să-mi susțin cauza înaintea celui preanat. Și Iov insistă, în timp ce prietenii lui îi oferă o consiliere greșită, Iov pe departe lui nici el nu pășește pe o cale corectă. El spune, vreau să mă duc înaintea lui Dumnezeu, să-i spun cazul meu, să-i spun, Doamne, de ce îngădui suferința peste mine? Și când este gata să dea față cu Dumnezeu, Dumnezeu apare, Dumnezeu începe să se descrie, Dumnezeu începe să se prezinte, își trimite business cardul lui, dar cuvintele cu care începe să vorbească cu Iov sunt cuvinte care ar trebui să lovească și mândria neașata a celor care îndrăznim să ne luăm la ceartă cu Dumnezeu. Dumnezeu spune așa: cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Și eu realizează că nici în fața suferinței și nici a morții omul nu poate să se judece cu cel care este mai tare decât el. Și după ce înțelege maiestatea lui Dumnezeu, după ce vede minunăția celui preanalt, lucrările lui desăvârșite,
Iov se bucăiește și îl zice așa: știu că tu poți totul. Nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Și este nevoie să știm lucrurile acestea, pentru că propovăduitorul Eclesiastul ne învață aici că noi nu știm ce este bine pentru noi și întrucât nu știm ce este bine, atunci trebuie să acceptăm suferința și moartea când Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, nici de cum să nu ne revoltăm. Profetul Isaia ne atenționează și el cu mare seriozitate. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său! Un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul, zice el celui ce-l fățuiește, ce faci? Și lucrarea ta, zice ea despre tine, el n-are mâini? Revolta împotriva lui Dumnezeu în fața suferinței, în fața morții, argumentele, lamentările noastre, acuzele, certurile, nu sunt altceva decât deșertăciune. Și Eclesiastul zice că chiar dacă face multă vorbă, omul, oricât ar vorbi, e bine, vorbă care înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din aceasta? Un mare evanghelist al secolului trecut spunea creștinilor că niciunde Biblia nu învață faptul că un credincios este scutit de încercări sau de dezastre naturale care vin peste lume. Scriptura învață însă că un credincios poate să facă față încercărilor, crizelor, calamităților și suferinței personale printr-o putere supranaturală care nu este disponibilă celor care nu sunt ai lui Hristos. Suferința aici e în viața mea, e în viața ta. Câteodată noi am cauzat-o, alegerile noastre, deciziile noastre, ce-am hotărât noi, ce-am fi noi, s-a transformat în suferință. Adeori, Dumnezeu decide să lase lucrurile să curgă natural, fără ca El să intervină. Dar noi ne rugăm și câteodată Dumnezeu, cu autoritate, intervine și ceea ce părea caz disperat, situația în care se prăbușește, Dumnezeu vine și schimbă și Dumnezeu are autoritate și Scriptura ne îndeamnă să ne rugăm, dar sunt momente când Dumnezeu decide să lase cursul natural al suferinței și al morții să curgă. Și atunci învață să accepți suferința. Învață să treci prin suferință cu Dumnezeu. Dacă nu accepți suferința, ești în pericolul de a-ți pierde credința. Dacă nu accepți suferința, ești în pericolul de a spune hule și lucruri care dezonorează pe Dumnezeu. Ești în pericolul ca, în loc să-L onorezi pe Dumnezeu în încercare, să te bănăciști în păcat în mijlocul suferinței. Ești în pericolul să experimentezi o cădere emoțională care te duce nu doar la depresie, ci doar la disperare. În săptămâna care a trecut, am avut ocazia să vorbesc cu un părinte al cărui copil, care are câțiva ani deja, este handicapat. Problema acestui copilaș este așa de mare că familia nu mai poate să-și facă absolut niciun fel de activitate, de programare, nimic după cum vor ei, pentru că mai sunt și alți copii în familie, ci totul se învârte în jurul acestui copilaș bolnav. Cea mai mare suferință pe care eu am descoperit-o în acea discuție nu a fost copilașul bolnav, nu a fost familia care se sacrifica din toate punctele de vedere, ci în faptul că părintele nu accepta suferința.
Și pentru că nu accepta suferința, ceea ce era plin de revoltă, părintele acela nu putea să fie mângâiat. Pentru că nu primea mângâierea. Așa că singurul lucru pe care eu am fost capabil să-i spun a fost că Dumnezeu e alături de copiii săi atunci când îi trec prin suferință. Dumnezeu nu este împotriva copiilor lui, dar cât a ajuns un astfel de mesaj la inima cea pietrită, eu nu știu. Ceea ce știu este câteodată Dumnezeu răspunde rugăciunilor și intervine. Dar sunt momente când Dumnezeu, suveranitatea Lui, El care știe ce este bine pentru noi oameni, decide să nu intervină. Și acum noi nu suntem chemați de Eclesiastul aici ca să acceptăm suferința așa cum o acceptă cei din alte religii cu fatalism. Noi nu suntem chemați să spunem asta este soarta noastră. Nu! Ceea ce suntem chemați este ca în suferință pe care trebuie să o acceptăm. Suntem chemați să pășim cu Dumnezeu. Să umblăm cu Dumnezeu în încercarea și durerea prin care viața ne duce la un moment dat. Spune Eclesiastul, în ziua fericirii fii fericit și în ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el, parafrazat, în ziua nenorocirii gândește-te la Dumnezeu. Nu la soarta ta, nu-ți plânge de milă, în ziua durerii fugi la Dumnezeu. Cea de-a doua idee a acestui pasaj vine imediat după prima. Dacă eram îndemnați că trebuie să acceptăm ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră, a doua idee este că noi trebuie să vedem că există lucruri bune în viață, în ciuda suferinței și a morții. Da, este suferință, moartea va veni, dar există și lucruri bune. De obicei, asta nu mai ținem cont. De obicei, rămânem speriați, vai suferința, vai moartea. Și Scriptura zice, nu, sunt și lucruri bune. Treci prin suferință cu Dumnezeu, treci prin moarte cu Dumnezeu, că în viață, viața aceasta, sunt și lucruri bune. Și lecția pe care ne-o dă predicatorul, o construiește pe bază de proverbe. Proverbul este ceva, o afirmație care se bazează pe faptul că a fost experimentată ca adevărată de mulți. Și pentru că la mulți s-a întâmplat așa, atunci concluzia logică este pusă în formă a ceea ce noi numim proverb. Și predicatorul începe să ne învețe lucruri bune în această viață. Bineînțeles că nu neapărat noi avem această mentalitate, dar eu și cu tine suntem chemați să venim la învățătura Scripturii. Nu ce credem noi, ci ceea ce ne spune Dumnezeu că este bine. Păi, începe în felul acesta îndemnul. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor. Te poți duce să cumperi parfumuri, te poți duce să cumperi ulei care să miroase extraordinar, dar realitatea este că un nume bun tu nu poți să cumperi. Oricât te zbați, nu este de vânzare. Vă aduceți aminte cum pe vremuri la țară, în copilărie, când ne vizitam bunicii, nu ne știau să temem. Și noi, puști, alergam pe ulițele satului și câte o băbuță, câte un moș ne oprea și spunea, dar voi de-a cui sunteți? Și noi atunci spuneam numele bunicului, pentru că bunicul era cunoscut în sat. Și nu vă aduceți aminte de reacția celor oameni care ne întrebau că dacă bunicul avea un nume bun, te-am urat ești. Dar dacă bunicul nu prea avut nume bun, am urat ești? Așa era. Pentru că Scriptura este clară, numele este important și frate și soră, numele este important și mărturia pe care o ai pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă ai un nume bun, o să fie primită mărturia, dacă nu, nu. Mai mult face, spune propovăduitorul aici, ziua morții decât ziua nașterii. Păi pentru noi nașterea unui copilaș e bucurie. Nu? Când avem birthday, wow, chemăm toți prietenii lui să se bucure, să fie petrecere în casa noastră. Noi înșine abia așteptăm ziua de naștere. Să o sărbătorim. Bine, mai trece un an, da, o sărbătorim. Și vine aici Scriptura și zice așa. Se naște copilul. Pentru noi ziua nașterii este ziua din care va intra în această lume care e împărăția morții și a suferinței. De acum, el va intra sub opresiune, sub durere, sub încercare
Și copilașul acesta, dacă nu neapărat el va trece prin durere, probabil o să o cauzeze la alții. Așa că nu e cea mai bună zi a vieții când un copil intră în lume. Nu e cea mai bună zi, birthday-ul nostru. Cea mai bună zi este ziua morții, ne așteptăm cu groază, însă pentru o eclesiastul este bună pentru că aduce încetarea suferinței. Când vine moartea, s-a terminat. Și acum, tu ești creștin. Ziua morții este ziua, ai sperat atâta să o apuci, când o să fii față în față cu Mântuitorul și nu prin credință, ci o să-L vezi. O să-L vezi pe Domnul Iisus. Iar dacă nu ești creștin născut din nou, astăzi este clipa în care să te gândești serios la momentul morții. Pentru că astăzi, prin crucea Domnului Iisus, tu poți să ai mântuire. Și atunci când vine moartea, să te bucuri și să celebrezi. Că mergi să te întâlnești cu Mântuitorul tău și nu va fi groază. Propovăduitorul Eclesiastul continuă proverbele sale: mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere. Dar eu vreau petrecere, tu nu vrei? Toți vrem petrecere, toți vrem binele. Unde se aude că e parte, hai toată lumea! Dar în momentare mai greuț. Dar hai să ne gândim că, de fapt, petrecerile, eu încă n-am auzit să schimbe bine pe nimeni. Nimeni nu s-a dus păcătos la petrecere și a plecat pocăit. Știți că, în medie, un om trăiește cam 27.000 de zile pe pământul acesta? În medie, că unii trăiesc mai mult, alții mai puțin. Știți că, în momentul în care murim, s-a încheiat, de fapt, orice posibilitate ca să mai bine, ca să mai facem bine, ca să mai facem rău? Când s-au încheiat cele 27.000 de zile, s-a încheiat orice oportunitate pe care o puteam trăi aici. Ceea ce ne ajută să ne trăim acele 27.000 de zile cu înțelepciune și să avem foarte bine marcată fiecare clipă, nu este petrecerea, este casa de jale, unde cel care s-a dus în veșnicie, dintr-o dată te pune pe gânduri, am avut și eu 27.000 de zile, am mai rămas cu 10.000, poate, 5.000, poate, 3.000, probabil, și în timp ce îți dai seama cât de puțin mai ai de trăit atunci, le-ai zis, trebuie să-mi trăiesc altfel viața. Am urmă atunci am ea și unul dintre lucrurile foarte interesante care se petrec la noi în familie. Familia noastră este răspândită pretutindeni. Am verișori în Anglia, am în Paris, am peste tot. Și în momentul în care a murit mătușa, am pus mâna pe telefon, pe Facebook, pe e-mail, pe tot ce aveți voi, texte și am apucat să ținem legătura. Erau verișori, oameni cu care nu mai țin de 20 de ani legătura. Dintr-o dată de așa ne-a scuturat moartea mătușii, pentru că mai bine să mergi într-o casă deja, de acolo realizezi că viața e scurtă și că 20 de ani se putea mătușa eu sau verișorii mei să fi trecut în veșnicie. Da, da. Mai bună este tristarea decât râsul, spune Eclesiastul. Aici îmi face referire la râsul celui ușuratic. Cel ușuratic, cel fără de minte, tot ce vrea în viață este un timp bun. El vrea să aibă fun, el vrea să danseze, să bea, să mănânce, să râdă. În mijlocul problemelor vieții, el vrea să treacă cu superficialitate. Și ce nu-și dă seama, cel fără minte, omul care e ușuratic, este că toată această încercare de fun nu este altceva decât o exprimare a dorinței de a nu face față realității. Asta este în spatele fanului ușuratic. Cel înțelept însă imediat începe să facă față vieții așa cum este ea, cu toate greutățile ei, este serios cu ceea ce are de făcut, este serios în felul în care trece prin suferință, este serios în momentul în care vede că se apropie moartea, pentru că el știe cu seriozitate că după moarte există slava veșnică și el acolo vrea să ajungă. Așa că mai bună tristarea decât râsul. Și vreau să vă mai aduc aminte de un pasaj de Scriptură din 2 Corinteni, capitolul 7, unde Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vorbește despre întristarea pocăinței. Păi fără întristarea aceasta a pocăinței, nimeni nu este partea împărăției lui Dumnezeu. Fără întristarea pocăinței, tu nu cunoști mântuirea. Fără întristarea pocăinței, tu nu duci o viață de sfințenie ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Așa că îi pun întristarea, îi pun pocăința.
Continuă Eclesiastul afirmând, mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. N-ați observat că toți oamenii de lângă noi vor să ne dea ceea ce au în cap? Unii au în capul lor înțelepciune și sunt gata, deschid o gură mare și mulți să dea peste noi înțelepciune. Alții de lângă noi nu prea au înțelepciune, au exact opusul, dar și deschid gura mare și lasă ca dintr-un hangar să curgă de toate. Gura lui suntem toți aproape. Dar realitatea este că nu toți vorbim cu înțelepciune. Scriptura zice în viață, îți puține clipele, îți puține momentele, pe ce faci nu-i rosești, ascultând la vorba de șapte omului, pleacă-ți urechea la ceea ce spune omul înțelept. Pleacă-ți urechea la ceea ce spune omul lui Dumnezeu. Și nu-ți pierde vremea cu palavre. Și atenționarea este clară. Zice aici Scriptura, nu numai să-ți pleci urechea la cel înțelept, dar fii atent și la cel înțelept. Și fii atent și la inima ta, pentru că până și înțelepciunea poate fi coruptă, pentru că averia luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Așa că pleacă-ți urechea la înțelept, dar ai grijă. Că și el trebuie să umblă mâna acela cu înțelepciune până la capăt, nu să o ia la un moment dat pe căi străine. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, spune Eclesiastul. Toți suntem buni să începem lucruri foarte buni. Nu știu cum sunt frații, dar știu că unii dintre ei au mania de a-și cumpăra unelte, tools, se duc la trei din taie, la un tipo, se duc peste tot unde sunt seluri și își cumpără tot felul de unelte. Și când soția îi întreabă, dar ce vrei să faci cu ele, el începe să descrie un plan din acela grandios, ce construcție, ce cum o să facă el camera, cum o să schimbe bucătăria, ce o să facă cu baia. Și pentru ea își cumpără tot felul de freze și de mașinări și de toate. Și tot adună pe ele, dar proiectul întârzi amiază să fie pus, realizat acolo, în casă, să se vadă că sunt unelte la casa omului. Asta nici soțiile nu sunt neapărat mai bunică, doar încep o grămadă de cure și după un timp le abandonează, că se satură de acele cure. Întotdeauna mămică este bună mămică, cât timp n-a venit copilașul de lume. Un tătic întotdeauna este grozav, este paralel în fața băiețelului, dar nu neapărat în fața șefului. Ideea este, mai bun este sfârșitul decât începutul. Psalmul 1:3 spune despre omul lui Dumnezeu, tot ce începe duce la bun sfârșit. Ați auzit? Omul lui Dumnezeu, tot ce începe, ce face? Duce la bun sfârșit. Un alt proverb este, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Într-adevăr, cel bun la suflet este lângă noi. El e pe termen nedefinit cu noi, pe termen îndelungat. Nu o să ne judece păcătos, o să ne ridice, o să ne îndrepte. Pe când cel îngânfat, pe moment, ne asigură un fel de confort. Cel îngânfat, în general, își răspândește aura care ne conjoară și peste viața noastră. Eu am trecut printr-o situație din asta, sunt sigur că și voi. Am avut un astfel de prieten plin de mândrie, plin de îngânfare și mi se părea că deșteptăciunea lui se răspânge și asupra mea și nu mi-am dat seama atunci că nu se răspândea numai deșteptăciunea lui. Păcatul lui era peste viața mea și când umbli cu cei îngânfați, fii sigur, păcatul va veni peste tine ca aura care se răspunde. Este a mândriei, a păcatului, așa că mai bun este cel, mai bine este cel bun la suflet. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, spune Eclesiastul, pentru că nu e bine în viața, scurte sunt zilele, nu lăsa ca mânia să te cuprindă. Este neînțelept omul care explodează imediat ce vede ceva. Și pentru că nimeni de aici nu-i ferit de mânie, vreau să vă citesc cuvintele Domnului Iisus. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că nu-i bine să te mânii. Nu-i bine. Un alt proverb nu zice cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea. Și nu zi asta pentru că nu o zici din înțelepciune. Oh, cât să ne aducem aminte. Vremea de aur de odinioară, bisericile extraordinare ale copilăriei noastre. Ce minunat era în perioada lui Ceaușescu, când fiecare om avea apartamentul lui și jobul lui și-și termina școala și suntem gata să turuim palavre.
fără să ne mai aducem aminte că în trecut erau probleme, erau păcate, erau nenorociri pe care acum le ignorăm și că scăparea nu e epoca de aur. Scăparea este viitorul cu Hristos, unde Mântuitorul transformă și viața noastră și circumstanțele prin care ne este dat să trecem. Viitorul în mâna lui Dumnezeu e întotdeauna mai bun ca trecutul. Ca urmare, nu din înțelepciune vine cineva să spună ce bine era la vremea tinereții mele. Așadar, învățăm că în ciuda suferinței și încercărilor vieții sunt și lucruri bune pentru noi. Noi trebuie să comparăm tot ce se întâmplă și să luăm ceea ce este bun pentru viața noastră. Un alt lucru bun pe care îl notează în versetele 11 și 12 Eclesiastul este înțelepciunea. Când Dumnezeu a dat evreilor Canaanul, Dumnezeu a avut o lege foarte interesantă cu privire la moștenire, cu privire la pământ. Dumnezeu a zis așa, pământul trebuie să rămână în familie. Chiar când o familie ajunge să dea bankruptcy, când ajunge să intre în faliment și dacă trebuie să-și vândă bucata de pământ ce o au, vine anul jubileului la 50 de ani, prin decret divin, orice bucată de pământ vine înapoi în familie. Pentru că pământul este stabilitate, pământul este hrană, pământul este locul unde să-ți faci casa, unde să-ți crești familia și așa mai departe. Și acum Scriptura spune, înțelepciunea comparată cu pământul este extraordinară. O idee chiar mai bună decât moștenirea. În vremurile de încercare, de durere, este bine să fim înțelepți. Acum unii se refugiază în bani și banii pot să ne asigure un confort. Cu banii ne plătim mortgage-ul, ne plătim rentul, cu banii suntem gata să ne cumpărăm lucruri de calitate, mergem să ne luăm brand-uri, mai ales când este Black Friday și prețurile sunt extraordinare, că sunt bune deal-uri. Suntem gata cu bani cumva să ne liniștim inima că avem chestiuni de calitate de care să ne bucurăm, dar realitatea e că vine suferința, nu mai contează nici banii, nici poșetele, nici papucii, nici mașina, nu mai contează nimic. De aceea, înțelepciunea ne dă ceea ce banii niciodată nu pot să dea. Înțelepciunea, ceea ce pune în inima noastră, nu poate lua, nu poate fi luat de suferință. Eclesiastul nu vedea, dar există viața veșnică, așa cum noi o știm, și înțelepciunea este cea care ne duce la viața veșnică. Și acum, după ce ne-a pus înainte lucrurile acestea, Eclesiastul este gata să concluzioneze. Omul este țărână, nu te amăge, ești și tu pământ. Avem o viață scurtă, extraordinar de scumpă. O pigmentăm cu suferință și durere și vai ce valoroasă este fiecare zi. Dar există lucruri bune. Cât e de scurtă viața, sunt și lucruri bune. Dar cel mai bun lucru, și asta este concluzia Eclesiastului, rămâne Dumnezeu. Sunt lucruri bune în viață, le-am punctat. Dar cel mai bun lucru este Dumnezeu. El este suveran. El știe ceea ce este bine pentru noi. Ceea ce El îngăduie, noi trebuie să acceptăm, dar El îngăduie pentru că El duce toate lucrurile la o țintă. Chiar și suferința este parte din ținta lui Dumnezeu. De aceea, în suferință, în moarte, leagă-te de Dumnezeu. Aceasta este concluzia. Leagă-te de Dumnezeu. Probabil că ați auzit de Jürgen Moltmann, teologul care, german, care a fost luat prizonier după al doilea război mondial, a trebuit să treacă prin diferite lagăre, a trecut prin Belgia, a trecut prin Anglia, prin Scoția. Ca în orice lagăr, chiar și după război, erau mari lipsuri, că nu erau hrană, îmbrăcăminte, condițiile erau mizere. Și prizonierii germani mai aveau ceva cu care se luptau și puțini au recunoscut lucrul acesta. Ei pierduseră războiul, soldații luați prizonieri au pierdut războiul și asta e o tragedie în sine. Iar în al doilea rând, în numele Germaniei aflau acum că s-au comis niște atrocități de neimaginat. Soldații de pe front au aflat și de lagărele unde au murit milioane de oameni. Și în circumstanțele prin care a trecut, germanul acesta, Moltmann, mărturisește că am văzut cum alți oameni s-au prăbușit în interior, cum și-au pierdut speranțele și s-au îmbolnăvit din această cauză, unii dintre ei chiar murind. Ceea ce m-a păstrat pe mine în viață a fost renașterea unei vieți noi, datorită unei speranțe care nu avea niciun motiv real. El nu și-a dat seama atunci care este
Motivul speranței, dar era speranța creștină, când a plecat la război, tânărul soldat Moltmann și-a luat cu el operele lui Goethe și a lui Nietzsche și acolo în tranșee, luptând el, citea de poezie, citea filozofie, dar în fața ororilor, a suferinței, a distrugerii, și-a dat seama că toată filozofia, toate poeziile acelea nu îl ajută la nimic. Și în disperare, după mângâiere, după a găsi un sens pentru ceea ce se întâmplă cu viața lui, s-a adresat capelanului trupei din care el făcea parte. Și capelanul i-a dat un nou testament. Un nou testament care la final avea psalmii. Și în mod mai pune deoparte pe Goethe, pune deoparte pe Nietzsche și începe să citească cuvântul lui Dumnezeu. Și ajunge la psalmi și acolo citește că Dumnezeu este aproape de cei cu inima zdrobită, de cei cu inima frântă. Și în toată vâltoarea acelei tragedii care o trăia, Moltmann își pune speranța în Dumnezeu, deci să trăiască cu Dumnezeu zilele de încercare. Este eliberat și în 1948 decide, după ce i s-a dat drumul, să nu mai continue cariera de fizician pe care a începuse, ci a devenit un teolog renumit. Cartea lui importantă, pe care mulți o citează, se intitulează Teologia Speranței. Unul acesta a înțeles că în suferință Dumnezeu este ancora de care sufletul meu și al tău are nevoie. Iată mesajul Eclesiastului. Suferința vine, câteodată trebuie să o accepți. Dar există bine și cel mai mare bine este Dumnezeu. Ești creștin, așa-i? Majoritatea de aici, cel puțin. Vreau să închei nu cu cuvintele mele, ci cu cuvintele Domnului. Pentru cei care sunt creștini și la ușa cărora, ca la ușa tuturor oamenilor, poate suferința și moartea, leagă-te de Dumnezeu, frate și soră, fugi la Dumnezeu. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Dar cine îi va osândi? Hristos! Hristos este Cel care a murit. El a murit pentru noi, frați și surori. Ba mai mult. El a și înviat. Și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și mijlocește. Așa că cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Strâmbtorarea? Prigonirea? Foamea? Lipsa de îmbrăcăminte? Primeștia sau sabia? O, este suferință. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Glorie Domnului! Amin? Amin! Să ne legăm de Dumnezeu și așa să ne trăim viața. Amin! Amin!